Alibec are toate șansele să devină cel mai scump jucător plecat vreodată din Liga 1. După evoluțiile excelente din această primăvară, scutării lui Palace, Watford și Newcastle și al altor echipe din Anglia s-au interesat de posibilitatea de a-l înregimenta pe atacant. Una dintre formații a mers chiar mai departe, oferindu-i vicecampioanei o sumă uriașă, 10 milioane de euro. Pentru moment, negocierile continuă, dar există toate premisele ca mutarea să se facă pe mai mulți bani, fără îndoială că englezii îl vor vrea pe Alibec de la începutul pregătirilor, astfel că fotbalistul nu își va putea ajuta actuala formație în preliminariile ligii. Becali nu-și face însă probleme, Noere reprezentând o variantă foarte bună pentru înlocuirea fostului jucător de la Astra.